Principalele șapte formațiuni politice din România încasează luna aceasta bani frumoși cu titlul de subvenție de la bugetul de stat, după cum ne-a informat Autoritatea Electorală Permanentă. Este vorba despre un total de 23.128.356,91 de lei față de 57.279.457,44 de lei în luna septembrie, astfel de sume fiind acordate lunar, conform prevederilor legii numărul 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar și a prevederilor articolului 47 din legea numărul 5/2020 a bugetului de stat pe anul în curs. Cei mai mulți bani a primit Partidul Social Democrat, 11.554.112,16 lei, în vreme ce Partidului Național Liberal i-a fost acordată circa o jumătate din această sumă, adică 6.413.147,56 de lei. Uniunea Salvați România primește din banii contribuabililor 1.712.290,93 de lei, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE, figurează în acte cu 1.401.722,01 lei, iar Partidul Mișcarea Populară încasează 770.530,92 de lei. Partidul Pro-România este subvenționat pe octombrie cu 1.070.181,83 de lei, lista fiind încheiată de Partidul Forța Națională cu 171.229,09 lei. De menționat că în această listă trebuia să figureze și Uniunea Națională pentru Progresul României, dar subvenția a fost suspendată prin decizia Autorității Electorale Permanente, drept pentru care va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor legale. Precizăm că anul trecut PSD a luat în total 143,7 milioane de lei din banii tuturor românilor, fiind urmată de PNL cu 65,8 milioane de lei și USR cu 19,3 milioane de lei. Acestora li se alătură în top ALDE cu 14,3 milioane și PMP cu 9,3 milioane. Mai mult decât atât, pe lângă banii din subvenție, partidele beneficiază și de decontarea sumelor cheltuite în campaniile electorale.